Ziua învățătorului a fost serbată într-un mod inedit la Liești. Elevii din patru școli au organizat un târg de toamnă cu vânzare, iar produsele lor au fost la mare căutare. Banii câștigați au fost donați unei colege de la școala 4 care are nevoie de o intervenție chirurgicală în străinătate. Festivalul toamne organizat de școlile din Liești a fost de departe cel mai emoționant din toți anii. De această dată, micuții s-au întrecut în amenajarea unor standuri cu vânzare unde au expus produse de sezon. Echipa TV Galați a avut un reporter special la acest eveniment. Ce ați pregătit astăzi aici? După cum se vede, mai multe sortimente de prăjituri, legume, fructe, produse tradiționale din cămara bunicii. Le vând pentru a ajuta o fetiță de la grădiniță. Avem pregătite bunătăți, prăjituri, plăcinte, cornuri clătite, avem pește la cuptor, așa că vă invităm să gustați din ce a pregătit clasa 1. Mulțumesc și s-ar putea să venim. Vă așteptăm. Da, dar a fost diferite proiecte. Tablouri, păpuși, sunt și coșulețe cu flori. Cine ești? Sunt morcov. Ești un morcov? Uitați-vă cum nu te cald? Ce spus? Nu te este cald? Da, mie e cald. Ce zi este astăzi? Ziua educației. Mă numesc Lupu Bianca Maria și astăzi v-am prezentat ce a făcut școala numărul 4. Toți cei din jur au pregătit aceste lucruri pentru o fată care are probleme cu ochiul și trebuie să facă o operație. Toți bănuții care se vor strânge de la expoziția de astăzi, da, vor fi donați unei colege de-a voastră de la grădiniță, da, de la doamna Damian Maria, da, de la grupa Mijlocie, da, iar numele fetiței îl păstrăm secret, pentru că așa a dorit mămica. Cei din clasele mai mici au fost și ei la înălțime printr-o prezentare de modă cu tematica toamna. Din juriu au făcut parte primarul și preotul paroh din zona școlii 4. Cu numărul 15 tu ești? Ana Luca Laura. Și reprezint? O zână toamnă. Fă-ne o piruietă, că ai o rochie superbă. Numărul 21 tu ești? Mă numesc Leani Cușor. Sunt un castravete de țară, gata, de-mi capul, sunt bună. Mulțumesc, dă-mi o bucă. Asist cu plăcere, pentru că este un soare atât de frumos și soarele strălucește și în inimile voastre, copii, prin modul în care v-ați înveșmântat, prin modul în care vă prezentați și prin sufletele curate pe care le aveți. Domnule primar, pentru ce ați venit astăzi? Astăzi am venit la sărbătoarea voastră să ne bucurăm împreună, să vedem ce știți voi să faceți. Vă mulțumim. Este greu ca juriu? Foarte greu. De ce cauză? Nici nu știu să pun mai puțin de 10. Nu am găsit un costum pe care să-l notez cu mai puțin de nota 10. Dar de ce este greu? Păi pentru că ai noștri copii și prietenii tăi, colegii tăi, sunt foarte talentați. Știm asta. Vă mulțumim! Banii strânși din vânzarea produselor, dar și din donațiile oamenilor cu suflet mare au ajuns în familia fetiței.